Mă numesc Victoria și am venit la Catedrala Duhului Sfânt în urmă cu 13 ani. Din copilăria mea am avut mari suferințe sufletești pentru că am venit acasă la părinți după vârsta de 7 ani. Nu am fost primită bine, știam că sunt părinții mei, dar prin tot ceea ce au făcut în viața mea, mi-au împovărat sufletul. Am fost blestemată, am fost disprețuită, bătută și chiar blestemată de mama. Nu am înțeles niciodată, aveam 7 ani și nu înțelegeam ce se petrece cu mine. Venisem dintr-un mediu frumos, sănătos de la bunica și aici am găsit ceva ce nu pricepeam. Mintea mea de copil, și vreau să spun că și mai târziu, nu am înțeles. Nu am înțeles pentru ce am fost tratată așa. M-am închis în mine, am găsit refugiu în lectură și mi-am creat o lume a mea. M-am înstrăinat de absolut toți, chiar și de copiii care mai veneau din când în când în casa noastră, pentru că eu am și un frate cu care părinții se comportau, culmea, altfel decât cu mine. Și așa am trăit acolo, copilăria, adolescența, tinerețea. Când am ajuns la maturitate, am avut posibilitatea să-mi întemeiez propria mea familie. Am crezut că se va schimba ceva în interiorul meu, dar nu a fost așa. Deși nu duceam lipsă de absolut nimic, starea mea materială era foarte, foarte bună, simțeam un gol imens. Întâmplător, am văzut la televizor o emisiune transmisă pe canalul atunci OTV și țin minte că era Vinerea Mare, am lăsat absolut tot în bucătărie, pregătirile pe care le începusem și am venit la biserică. Din acea zi nu am mai părăsit biserica, am venit aici ca la școală. Fiecare cuvânt spus din altar, pentru mine, a fost o mare învățătură. M-a pătruns absolut tot ce spune aici, de multe ori, la slujbe. Simțeam că sunt cuvinte spuse special pentru mine. Aceste cuvinte au lucrat. Nu a fost un proces rapid de transformare, dar, perseverând, am ajuns să înțeleg și să practic Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci am ajuns și m-am eliberat. Viața mea s-a schimbat total din persoana închisă care eram, care am trăit, pot spune, în întuneric, am văzut lumina lui Dumnezeu. Și atunci viața mea s-a transformat. Nu mai eram închisă, am devenit o persoană bucuroasă, cu pace, veselă. Chiar în jurul meu vedeam că oamenii se simt bine și sufletește m-am eliberat. În urma primirii Duhului Sfânt, prin sacrificiu, viața mea s-a schimbat complet. Am făcut sacrificiu material pentru a mă împlini și pe acest plan, sacrificiul spiritual și sacrificiu fizic. Astăzi mă consider o fiică a lui Dumnezeu, cu viață curată și împlinită. Am bucurie și pace pe care o pot transmite și celor din jurul meu.